Fiecare biserică este frumoasă în felul ei, având elemente unice care o diferențiază și o scot în evidență, dar biserica din Ostroven rămâne un punct important de reper prin haina nouă pe care a îmbrăcat-o de curând și prin parcul modernizat acum câteva luni. La slujba de resfințire a fost prezent însuși arhiepiscopul Râmnicului, înalt preasfințitul Varsanufie, dar și primarul Mircea Gutău, președintele Consiliului Județean Vâlcea Constantin Rădulescu, consilier local și parlamentari. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna. Arhieria voastră, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna. Acum și la construirea sau la refacerea unei biserici împrumută mâinile lor lui Dumnezeu. Și harul lui Dumnezeu se coboară asupra lor. De aceea există rugăciuni care se fac înainte de a se începe construirea unei biserici și rugăciuni care se fac pe tot parcursul construirii ei, așa cum au zis că se fac și pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru ca Dumnezeu să-i ferească pe lucrători de accidente și de întâmplări neplăcute, dar și ca Dumnezeu să binecuvinteze viața lor. De asemenea, se cuvine să mulțumim celor care au lucrat efectiv la refacerea exteriorului acestei biserici și la frumusețeală ei. Se cuvine să mulțumim preoților care au vegheat ca aceste lucrări să fie duse la bun sfârșit, cei trei preoți care slujesc la această biserică, dar și dumneavoastră tuturor care sprijiniți moral și care veniți fiecare duminică și îl cinstiți pe Dumnezeu în această sfântă biserică. Săptămâna viitoare, biserica din Ostroveni cu hramul Înălțarea Domnului se va îmbogăți cu moaștele Sfântului Spiridon, făcătorul de minuni.